Salutare lume și bine v-am găsit la un nou video pe canalul meu. Astăzi vreau să vin cu un mic tutorial despre ce vreau să vorbesc astăzi, despre niște probleme care un YouTuber care se respectă ar trebui să le aibă. Mereu ascult, băi, cu tu cu ce program folosești ca să randezi, care e cel mai bun program de randat? Băi, hai să vă spun ceva, astăzi o să vă dau programele pe care le folosesc eu. Hai să începem cu baza, ok? Program de filmat pentru jocuri. Vă recomand Fraps. Fraps, Melee Resection. Sunt programe, sunt cele mai bune și Pasta 2 le folosesc eu. Am încercat tot felul de programe, așa că Pasta 2 le recomand. După, recordare, filmat pe desktop. Recomand Melee Resection și Camtasia 8. Pentru editare recomand Adobe After Effects, asta pentru cei care știu să lucreze în el, și recomand Camtasia 8 pentru editare. După, să zicem că vreți să vă faceți la editare, mă refer la sunet, cum să scoateți zgomotul de fundal. Cel mai bun și cel mai bun program pentru a scoate zgomotul de fundal este Adobe Audition. Vă recomand CS 5.5 versiunea. La fel e bun și Camtasia 8. Mereu m-am mulțumit. Mereu a scos zgomotul de fundal. Alt program ar fi Audacity, dar pe ăla niciodată nu l-am folosit pentru asta, așa că nu vi-l recomand. La final luăm pentru editarea thumbnail-uri Photoshop CS6. Eu mai folosesc Photoscape și pentru operații mai ușoare și ca să fac și mai repede. Păi, cam atât a fost tot ce aveam de zis. Eu am fost John Nou, până data viitoare, vă doresc o zi bună. Baftă!